Petrecere mare dată de președintele PSD Iași Maricel Popa în cinstea primarilor din județ. Popa și-a făcut deja calculele pentru alegerile interne din partid de la toamnă și și-a distrat edilii în speranța că va rămâne la conducerea PSD Iași. Zeci de oameni au participat la petrecerea PSD dată de Maricel Popa în localitatea Ceahlău din județul Neamț. Organizată în cel mai mare secret, petrecerea a reunit primarii PSD Iași alături de cei care se află în acest moment la butoanele filialei județene a partidului. Nu au lipsit muzicanții, carafele de vin și mâncarea la proțap. Toate detaliile ca participanții să se simtă bine la o astfel de petrecere. Presei locale, evenimentul a fost organizat încă de acum câteva săptămâni de Maricel Popa și apropiații săi. Primarii PSD Iași n-au știut locul exact al chiolhanului decât cu câteva ore înainte de a ajunge la destinație. Mai mult, primarilor li s-a cerut să nu publice imagini de la locul petrecerii. Și asta spun gurile rele pentru că liderul PSD Iași, Maricel Popa, n-ar fi vrut ca evenimentul să ajungă la urechile lui Marcel Ciolacu. Cu toate acestea, au fost primari care nu s-au putut abține și au făcut publice imagini de la petrecerea prin care șeful PSD Iași vrea să atragă primarii de partea sa în condițiile în care în toamnă vor avea loc alegeri interne în partid, iar în ultimul timp Maricel Popa pare că a cam pierdut teren.